drumul spre casă. Și cumva am ieșit afară și vreau să vă spun că la un sfert de oră tot satul Fegernicu era în ogradă, să vadă ce se întâmplă. La un moment dat a venit și televiziunea, a venit și de la salvare, a venit și de la poliție și vreau să vă spun, dacă de la televiziune ne-a întrebat la fiecare minun, oameni buni, unde ați stat voi când a fost accidentul, a intrat ieri în casă, știți ce le-am spus noi? Noi am stat acolo în mijlocul dărâmăturilor, dar Dumnezeu Iisus ne-a salvat viața. Dacă ne-au întrebat de 5 ori, de 5 ori le-am spus, am stat acolo, dar Dumnezeu e viu și ne-a salvat viața. Și toți care erau acolo au spus, numai Dumnezeu va salva viața. Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire. Sunt Radu Mureșan și am convingerea că Dumnezeu răsplătește pe cei ce îl slujesc, oferindu-le protecția lui divină. De câteva săptămâni încoace am asistat la mărturia familiei Popovici. Ei sunt originari din Republica Moldova și ne-au povestit experiențele minunate trăite cu Dumnezeu. Vă aduc aminte că Veronica a crescut alături de mama ei în condiții precare. Tatăl fusese un om violent și infidel familiei. Într-o zi, după mai mulți ani, în casa celor două femei a intrat un verișor care le-a chemat la o evanghelizare la Chișinău. Mama Veronicăi a primit Evanghelia și odată cu ea o serie de vindecări în trup. Însă tinerei fiicei au mai trebuit un timp și câteva necazuri ca să facă și ea pasul în brațele iubitoare ale Domnului. Dumnezeu le-a însuflețit cu multă râvnă. Au dus Evanghelia din casă în casă, în satul Cojușna. Veronica l-a mărturisit pe Domnul Iisus și la secția de miliție, unde lucra ca operatoare și, de asemenea, în multe alte împrejurări. În autobuz, la prietene acasă, între studenții Universității Ion Creangă din Chișinău. Mai târziu, mama a trecut la Domnul. A urmat călăuzirea lui Dumnezeu înspre căsătorie și, începând cu întâlnirea de săptămâna trecută, l-am auzit și pe Beniamin Popovici, soțul ei, istorisind de partea lui cum a fost condus spre căsătoria cu Veronica. Episodul trecut se încheia cu slujirea lor în Italia, într-o piață de români din Roma, unde vesteau Evanghelia împreună cu Biserica Creștină Românească din care făceau parte. Astăzi îi vom reauzi vorbind despre purtarea de grijă a Domnului pentru ei, care are un secret. Matei 6,33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Deci am stat acolo în Italia cu soția vreo an și 8 luni, după aia Dumnezeu ne-a vorbit și am înțeles că trebuie să mergem în Republica Moldova. După aia am mers iară în Italia, iar am lucrat acolo pentru Domnul și când am zis soția mea, avem și 2 copii deja. Zic, ar trebui fi bine să mergem în țara noastră, să ne lăm copiii, să fim împreună. Și v-ați întors să-i luați și pe ei. Da, deci ca să fim împreună, deci nu puteam fără ei. Am zis, lucrarea Domnului, lucrarea Domnului, dar copiii trebuie să fie lângă noi. Și ei sunt lucrarea Domnului. Da. Și deci minunea au fost că cum am ajuns în România, când ne-am luat copiii și ne-am pornit iarăși spre Italia, unde frații noștri se rugau, pusteau ca să ajungem cu bine. Dar întâmplător am ajuns în județul Bihor, satul Burzuc, un frate a zis, o să stați vreo lună aici și după aia o să plecați în Italia. Ne-a luat copiii, am stat în satul Burzuc, am început să vizităm bolnavi, să spunem și la oameni despre Dumnezeu. Dumnezeu a făcut și acolo minuni. Și între timp, Dumnezeu ne vorbește în felul următor, să nu mergem în Italia, dar să rămânem aici în România. Acum nu ne-am gândit, Doamne, biserica noastră e acolo. Acolo s-a înființat biserica de la piață. Cum să nu mergem acolo? Dar noi ca oameni ne-am gândit o lună, două, trei. Doamne, îți mulțumesc, stăm o lună, două, trei și după aia vom merge în Italia. După aia Dumnezeu ne-a vorbit de 3, de 4, de 5, până în a 7-a oară ultima dată ne-a vorbit. Nu mai forțați cheia, căci vreau să vă las aici în România să lucrați pentru mine și eu, Dumnezeu, vă voi purta de grijă. Aleluia. Mi-a vorbit așa, am ascultat de Dumnezeu. Am stat în satul Burzuc, unde Dumnezeu și acolo a făcut minuni, dacă soția mai fi curând să mai povestească ceva minuni de acolo. Dar după ce am stat acolo 4 luni în satul Burzuc, un frate cumpărase o casă în Fegernicu Nou și a zis, fraților, voi aveți 2 copii.
să nu mai stați cu familia asta, stați în casa mea. O să îngrijesc de casă, eu vă dau mobilă, eu vă dau bani, plătesc curentul, plătesc apa, tot plătesc, voi numai să stați în casa mea, voi v-ați pus la dispoziția Domnului, că l-a văzut că noi am început să postim, să vestim Evanghelia, vrem să facem ceva, dar nu precunoștem, frate, nu știam ce să facem și cum să facem. Și ne-am dus acolo în casa care ne-a dat-o fratele, am mulțumit Domnul, am zis, Doamne Iisuse, suntem în țara României, într-o țară străină, nu cunoaștem pe nimeni și Tu ne dai o casă să stăm, să lucrăm pentru Tine. Un sat de maghiari, unguri, nu știam cum să le vestim Evanghelia și am zis, soție dragă, zic, ar trebui, dacă Dumnezeu ne-a lăsat aici, nu cunoaștem pe nimeni, hai să ne rugăm. Ne-a rugat cu soția foarte, foarte mult și nu prea s-a văzut efect. Nu știam cum să intrăm. Ungurii sunt mai așa, mai capricioși, mai nu vor să te asculte. Și până la urmă am zis, hai să luăm 3 zile de jertfă ca Dumnezeu cu adevărat să ne dea de lucru în via Lui, să ne pui în slujba Lui. Și ala mai micus deja era clasa 4-a. Au auzit ce vorbeam eu cu soția și zice, tate și mame, dar noi vrem să stăm în post. E, mă uit la el, Rome, dar tu ești micuț. Mame și tate, noi vrem să stăm în post. Și zic, dar pentru ce să stai în post? El zice, ca Dumnezeu să vă dea de lucru în via Lui. Am zis, bine, fac-se după credința ta. Deci am luat cu familia 3 zile de jertfă, 3 zile de post și rugăciune. Deci normal, Dumnezeu ne-a dat înțelepciune, copiii stăteau până la amiază, mâncau. Și după aia, a doua zi iarăși, până la 2, până la 3, cât rezistau. Dar nu era important când încheiau ei postul și când mâncam. Dar știți ce era important? Căci 3 zile cu toată familia, la fiecare oră stăteam pe genunchi. Și spuneam, Doamne Iisuse, Tu ne-ai adus aici. Noi nu cunoaștem pe mulți. Dar dacă ne-ai adus aici, dă-ne frați și surori și pune-ne în slujba Ta să facem ceva pentru Tine. Și vreau să vă spun un lucru, o rugăciune după voia lui Dumnezeu nu trebuie să aștepți ani. Deci Dumnezeu, după 3 zile, ne-a răspuns și la rugăciune. Ne-a rugat 3 zile și prima noastră duminică, a fost în satul Sălard, e cel mai apropiat sat era. Și pe sfârșitul programului vin niște păstori să apropie din noi și zice, făcut cunoștință, cine sunteți? Le-a spus, suntem din Republica Moldova, dar vrem să lucrăm pentru Domnul, nu cunoaștem pe nimeni. Și fratele zice, dar ce faceți voi? Zic, îl mărturisim pe Domnul și cântăm pentru lauda Domnului. Fratele zice, dar nu mergeți cu noi sâmbătă la evanghelizare. Eu zic, frate, cu tot dragul mergem, noi ne-am rugat pentru asta. Alt frate vine, cine sunteți? Din Republica Moldova, dar nu mergeți cu noi și vreau să vă mărturisesc. Deci în 5 minute am avut 5 evanghelizări. Programate. Programate. Nu știu dacă mă credeți, dar am început să plâng ca un copil. Deci plângeam ca un copil, păstorul zice, dar ce plângi? Zic, fraților, ne-am rugat 3 zile și astăzi e duminică și Dumnezeu ne-a dat 5 evanghelizări. Am mulțumit Domnului, am zis, Doamne, mare ești, acum folosește-ne, curățește-ne, dă-ne putere să facem lucrarea Ta. Modul în care povestiți și sinceritatea cu care relatați faptul acesta că ați cerut lui Dumnezeu din toată inima să vă folosească este încurajator, mai ales mă gândesc la faptul că astăzi așa de puțin își doresc cu atâta pasiune să slujească pe Domnul. Suntem așa de prinși de serviciu, de bani, de câștig, de treburi și parcă am uitat că Dumnezeu ne-a încredințat o mare trimitere. Mergeți și duceți Evanghelia până la marginea pământului. Exact, asta a fost. Sora Veronica, nu v-ați simțit niciodată obosită de lucrarea Domnului? Știți cum? Oboseli au venit pentru că sunt slăbit în trup. Pentru că vă dați seama, mâncăm în mașină, dormim în mașină, foarte mult alergăm. Dar oboseala aceasta s-a împletit cu binecuvântările Domnului. Când vezi un suflet că răsare, deci pentru mine nu-i mai mare bucurie. Noi dacă am sta acasă, noi am muri. La noi, cu soțul, e un dar deosebit de a merge și de a vesti cuvântul Domnului. Noi nu putem să stăm. Noi dacă stăm 2-3 zile, pentru noi ni se pare că noi am pierdut în zadar timpul acesta. Da, da. Deci de greu e foarte greu, de oboseală e oboseală, că e trup, cum spune Domnul Iisus, că Duhul e plin de râvnă, dar trupul e neputincios. Și e adevărat. Chiar odată soția mea atât de obosită a fost în biserică, ne-a anunțat să cântăm și când s-a ridicat, a luat microfonul în mână, mai n-a picat jos. Atât de obosită a fost. Cât pe cât să mă duc pe spate. Mi s-a întâmplat de vreo 3 ori, pentru că sunt slăbită deja. Și mănânci la 4 dimineața, la 5 dimineața, toată ziua ești pe drum și mănânci când apuci. Mă gândesc la ce spune Sfântul Apostol Pavel când descrie slujba de apostol, spune la un moment dat despre osteneli. Da. Și cred că osteneala este o oboseală dusă la extrem în lucrarea Domnului. Da.
dar știu că toate acestea vor avea o răsplată minunată. Da. Și încă de pe acum Dumnezeu ne înviorează, așa cum ați spus. Ne lasă să vedem ceva din impactul lucrării. Da, da. Spuneați la un moment dat, într-o discuție particulară, că ați avut o experiență mai deosebită, deci a intrat mașina în casa unde erați, asta a fost înainte, urmează? Da, da, da. Deci exact am ajuns la punctul unde trebuia să încep cu cum Dumnezeu și-a proslăvit numele în satul Fegernicul Nou. Deci a spus de oboseală, oboseala e oboseală, dar vreau să vă spun că plus încercările care sunt particulare. Deci exact duminică am fost la prima biserică, luni stăteam acasă și au venit la noi niște frați. Frațelor, frate Beni și soră Veronica, haideți cu noi la o rugăciune. De-abia am așteptat să merg la rugăciune. Și ne-am dus luni la rugăciune și între timp vine Dumnezeu printr-un vas și ne vorbește în felul următor. Așa vorbește Domnul. Vă voi trece printr-o încercare, dar trebuie să treceți. Căci este în planul meu dumnezeiesc și tot satul vostru micuț unde locuiți voi vor striga în gura mare că există Dumnezeu și după aceea vă voi scoate un om în cale care vă va ajuta și tot se vor minuna cum Dumnezeu va lucra. Acum eu normal am avut foarte multe variante, va fi așa, va fi altfel, soția mea zice în altfel, dar mintea noastră nici pe de-aproape cum e, Domnule. 99% din cazuri nu e așa cum ne imaginăm. 99, poate 99,99. Și ce cred, n-a trecut mult timp. Asta a fost luni seara. Marțea la 12:30 a venit la noi un frate. Fratele, poate el e cunoscut în județul Bihor, Viorel Novac, este și scriitor de cărți. Copiii erau la școală, cam pe la vreo 12:30 și fratele a auzit din noi și a venit la noi în vizită să vorbim lucrările Domnului. El a vrut să ne ia pe în biserici, că el cunoaște multe biserici și noi dacă eram noi acolo, asta ne-a trebuit. Și normal, ca oameni, l-am invitat în casă. L-am invitat în bucătărie, fratele s-a așezat în partea dreapta a mesei, soția mea în stânga și eu în spate. Și normal am început să vorbim despre Dumnezeu. 5 minute cam a durat discuția noastră. În timp ce vorbeam noi despre Dumnezeu, la un moment dat s-a întâmplat o minune foarte mare. În timp ce discutam noi, la un moment dat o explozie atât de puternică, încât mi-am pierdut cunoștința, m-am decuplat, n-am mai știut cine sunt, de unde vin, ce am de făcut, atât de tare m-am speriat, dar totuși, la vreo 40 de secunde, mi-am revenit. Și când mi-am revenit, mi-am dat seama că și toată casa se cutremura. Mi-am dat seama că păretele pica peste mine, din stânga, din dreapta, tavanul, dar deci n-am avut timp să realizez ce se întâmplă. Sora Veronica, până nu ne spune ce s-a întâmplat, cum ați perceput momentul acela? Erați acolo? Deci eu am gândit că e cutremur de pământ prima dată. Când am văzut că pică podul, m-am gândit la cutremur de pământ. Și după aia n-am mai realizat nimic, că a fost așa ca un șoc puternic și n-am realizat să mă mai gândesc la ceva. Ce se întâmplase? Între timp când mi-am dat seama că totul pică, deci m-am gândit eu în mintea mea. Dar cât am avut de gândit? Jumătate de secundă. Zic, am zis să fug acolo. Zic, poate acolo s-a întâmplat ceva. Deci eu exact mă gândeam ce se gândea poate și soția. Zic, să fug în dreapta. Zic, poate acolo pică ceva. Și am zis, unicul lucru care pot să-l fac, să pun mâna deasupra capului și să strig în gura mare: Doamne Iisuse, salvează-ne viața! Așa cum am strigat eu: Doamne, salvează-ne viața! La vreo 30 câte secunde au mai trecut, deci s-a liniștit totul, tavan nu mai era, se vedea cerul albastru. Primul lucru când am văzut că cât de cât suntem în siguranță, primul lucru care l-am făcut, am strigat în gură mare: Doamne, îți mulțumesc că mi-ai salvat viața. Și când mi-am văzut soția mea în partea stângă, când am mai văzut-o pe ea, că era disperată, striga, nu știu ce făcea, dar foarte disperată era, primul lucru am zis iară: Doamne, îți mulțumesc că și soția mea e vie. Și că m-a uitat în partea dreaptă, fratele care venise la noi, îl văd și pe el mă căuta pe mine, că era încă praf. Beni, unde ești? Și zic: Doamne, și fratele e viu. Zic: îți mulțumesc, Doamne, că și toți suntem vie aici în fața ta. Și ce credeți, când m-a uitat în fața mea, așa cum mă uitam și la soție și la fratele, ne-am trezit drept cu un tir în casă. Un tir care n-a reușit să facă o curbă. Deci a mers prin arătură, era un șanț foarte mare, a mers prin acel șanț, a mers vreo 80 de metri prin arătură, deci era arat proaspăt, brazde foarte mari, deci nu știu de cine a fost condus tirul, dar în mijlocul brazdilor era un copac
de gros, așa cam de vreo jumate de metru grosime era. Deci acest copac parcă l-a tăiat cu drujba. Și împreună cu acest copac, pom, cum să-i zic, deci a intrat direct în camera unde stăteam noi. Deci cam la un metru și ceva era acel ter. Eu sunt fier convins că vrăjmașul a vrut să ne ia viața, dar știu și sunt credințat că este cineva de sus care veghează. A fost cineva de sus care i-a spus vrăjmașului: fă ce vrei cu familia asta. Ia-le totul, dar ai grijă, nu cumva să te atingi de ei. Lasă pice casa peste ei, dar ai grijă, nu cumva să te atingi de ei. Și ce credeți? Toată casa a picat peste noi, jumătate de casă. Praf a fost. Ați văzut cerul? Cerul, toată casa. Deci, era ziua? Era ziua. Ziua la 12 și jumătate. Când noi după aia, a doua, a treia zi, tot am venit la casă să mai recuperăm câte ceva. Că... Și copiii nu erau cu mine. Deci nu. Deci copiii au venit mai târziu, vă dați seama, mai târziu au venit, și aici e un pic de poveste, au venit copiii cam la 2-3, vă dați seama, intră pe poartă, casa ruptă, soția mea era dusă, că era în 12 decembrie, era frig, soția mea s-a dus la niște vecini să ia niște îmbrăcăminte, să îmbrace, vă dați seama, micuțul vine, tate, dar ce s-a întâmplat, dar unde-i mame, o văzut ocnuiu, o crezut că e acolo. Am început să plâng, am început și eu să plâng, am zis: Robi, stai liniștit, mami, este tot să tem în viață, un intrat un tir în casă și gata, asta s-a întâmplat. Și minunea că Dumnezeu ne-a salvat viața când am văzut, deci contrat tirul în casă, mi-am dat seama, e normal că până atunci am avut foarte multe probleme, foarte multe încercări, fiindcă când te pui la dispoziția Domnului, deci cel rău ar vrea să te îngroape, să nu se mai audă nici din numele tău. Și când mi-am dat seama că avem un tir în casă, am zis: haideți repede, cumva să ieșim afară, prin dărâmături, nu cumva să explodeze, că e motorină, benzină, nu, nu realizam. Și cumva am ieșit afară și vreau să vă spun că la un sfert de oră tot satul Fegernicu era în o gradă. Acolo, da, da, să vadă ce se întâmplă. Să vadă ce se întâmplă. La un moment dat a venit și televiziunea, a venit și de la salvare, a venit și de la poliție și vreau să vă spun, dragi ascultători, nu trebuie să ne fie niciodată rușine din numele lui Iisus Hristos. Dacă de la televiziune ne-a întrebat la fiecare minun: oameni buni, unde ați stat voi când a fost accidentul, a intrat ieri în casă? Știți ce le-am spus noi? Noi am stat acolo în mijlocul dărâmăturilor, dar Dumnezeu Iisus ne-a salvat viața. Dacă ne-au întrebat de 5 ori, de 5 ori le-am spus: am stat acolo, dar Dumnezeu e viu și ne-a salvat viața. Dacă ne-au întrebat de 10 de ori, de 10 de ori același lucru le-am spus. Și la un moment dat s-a făcut o tăcere și era un bărbat mai înalt cât mine, așa, și zice: om bun, mi-a poruncit, a zis: toată viața ta să-i mulțumești Dumnezeului tău. Și toți care erau acolo au recunoscut și au zis în gură mare: dacă Dumnezeul vostru, care ziceți voi că v-a salvat viața, dacă voi spuneți că există ceva care v-a salvat viața, și toți au început să strige în gura mare, atunci există o putere. Există o putere care se numește Dumnezeu și toți care erau acolo au spus: numai Dumnezeu v-a salvat viața. Dacă erau polițai, dacă aveau arme în buzunari, știți ce au spus ei? Se uitau la casă, se uitau la noi și ziceau: Dumnezeu există și Dumnezeu v-a salvat viața. Dumneavoastră, sora Veronica, cum ați perceput momentul acela? Când oamenii stăteau acolo și mărturiseau că există Dumnezeu. Deci eu mi-am adus aminte imediat de prorocie. Imediat. I-am spus soțului meu, zic, asta e prorocia de seară. Că Dumnezeu a înștiințat ca să avem această încercare și tot satul nostru micuț îl va aduce la noi în curte. Pentru că câte boxe avem acasă și le pus în curte, nu îi adunam tot satul Fegernicu, nu adunam poliția, nu adunam pompierii, nu adunam televiziunea. Dar așa, prin explozia aceasta, Dumnezeu i-a adunat pe toți prin acest tir. Și a fost o evanghelizare. Numai că avem ziarul unde a scris că noi stăteam acolo și numai norocul ne-a scăpat. Deci noi am mărturisit pe Domnul, dar nu a scris așa cum noi am mărturisit. I-au zis că am avut noroc, că am avut noroc, am scăpat. Că am scăpat. Da, și tirul a fost încărcat cu 40 de tone de cauciuc crud. Și avea 100 la oră. Și minunea că la noi în bucătărie este beci. Și s-au rupt ușile la beci și tirul a picat cu roțele în beci. Deci acolo a fost frâna lui. Frâna. El a picat pe burtă în beci, că dacă nu era beci, trebuia să meargă mai în față. Deci acolo era în praf. S-a frânat în arătură, s-a frânat în copac, dar s-a frânat de tot în deci beci. Deci Dumnezeu a pregătit un beci, nu știu, poate de 20 de ani de când a fost casa, s-a fi gândit că aici scrie stopul. Da.
Și pe urmă ați avut o ușă pentru cuvânt mai deschisă în satul acela? Deci sau? Nu, noi am fost duși. A venit un frate care nici nu l-am știut și ne-a dus în casa lui, nici în casa lui, că și el era la gazdă. Era iarnă și noi am rămas în papuși de cameră și cu ce eram îmbrăcat în casă. Deci am pierdut totul și faptul că am pierdut totul, Dumnezeu ne-a vorbit că în scurte zile intră în casa noastră dublu binecuvântare și orga cu care cântăm acum a fost ruptă, a intrat un bolțar în ea, asta să povestească soțul, dar ne-a întors Domnul dublu. Deci, cum a spus soția, că a venit cineva și ne-a luat, dacă vă aduceți aminte de când Dumnezeu ne-a vorbit, deci prorocia a fost în felul următor, că vă voi scoate un om în cale care vă va ajuta. Acum, normal că au venit mulți acolo, au trecut o oră, două, deci au auzit și frații din zonă, din noi, au venit și ei repede acolo, mai târziu, cum v-am spus, au venit și copiii și era o convorbire între noi, așa, între frații, ei ne întrebau cum s-a întâmplat, cum a venit tirul, acum le povesteam și noi cum am auzit, ce am simțit și la un moment dat un frate zice, frate Beni, eu înțeleg toate lucrurile, dar acum e 4 seara, la jumătate de oră se face noapte afară. Unde veți dormi voi în seara asta? Ce credeți? Ce am putut să-i spun acestui frate? Într-o țară străină, aproape nu cunosc pe nimeni, ce să-i spun? Unicul lucru care am putut să-i spun, am ridicat mâinile spre cer. Am început să plâng ca un copil și am zis, frate, eu nu știu unde o să dorm în seara asta. Dar dacă Dumnezeu m-a adus aici, El știe unde o să dorm în seara asta. A trecut câteva ore și mă sună un frate. Zice, frate, bine, te rog să-ți pregătești familia, că vin cu două mașini și te iau la mine acasă. Am zis, Doamne mare ești, m-a luat acest frate, am mai recuperat din casa aia ce am găsit. Mi-a dus la el acasă un frate care nu-l cunoști, dar e fratele meu, același tată oare. Mi-a dus la el acasă, a pus pe masă o bucată de pâine, un flacon cu apă și o bucată de cărnaț. Știți ce a spus el? Fraților, ce voi mânca eu seara aceasta, veți mânca și voi. Și am zis, Doamne, cât de mare ești. Nu m-ai lăsat nici flămând să fiu în seara aceasta. Și vrea să vă mărturisesc, ne-am culcat în seara aceea. Am adormit, dimineața m-am trezit. De-abia dimineața mi-am dat seama că și noi am avut accident. De-abia dimineața mi-am dat seama când închideam ochii, vedeam acel tir albastru, parcă îl vedeam pe diavol. Dar am spus, Doamne, îndepărtează orice frică și ajută-mă ca să lucrez pentru Tine. M-am uitat în stânga mea, mi-am văzut soția, m-am uitat în dreapta mea, mi-am văzut copiii și am zis, Doamne, îți mulțumesc că și soția și copiii sunt lângă mine. Și primul lucru care am spus Domnului meu, am spus, Doamne, astăzi deja e miercuri, noi sâmbătă avem prima noastră evangelizare. Doamne, avem un caiet de cântări acolo, nu-mi trebuie orgă, nu-mi trebuie îmbrăcăminte, nimica nu ne trebuie, Doamne, avem un caiet de cântări. Doamne, ce să le spunem noi aceștor oameni când vom merge la evangelizare? Ne-a pedepsit Dumnezeu, a intrat un tir în casă, ce să le spunem? Și am spus, Doamne, dacă îmi vei da acest caiet de cântări, unde avem selectate cântări din toată viața noastră de pocăință, Doamne, voi merge peste tot și îți vom lăuda numele Tău. Sunt la toți le vom spune, Doamne, despre dragostea Ta. Caietul la... era pierdut între dărâmături? Deci tot a rămas acolo, orgă, caietul de cântări, vă dați seama... Cântare din cântare, acum dacă pierdeți casetele, de unde le luați? Da, da. Am spus, Doamne, nu trebuie nimic. Dacă îmi dădea cineva 1 milion de euro, nu i-al dădem, caietul îmi trebuia. I-am promis Domnul că îi slujesc toată viața mea. Și primul lucru care a fost, am mers la acea casă dărâmată și am spus, Doamne, să-mi dai caietul. Erau sus nori de ploaie. Am spus, Doamne, să-ți pui pănuța Ta până când nu găsesc caietul, să nu ploaie nimic. Deci... primul lucru care l-am făcut, am căutat caietul și când am găsit caietul, ce credeți, l-am ridicat așa în sus și am spus, Doamne, promisiunea noastră a fost, am spus, de astăzi înainte, vrem să mergem să-ți lăudăm numele Tău Sfânt, de astăzi înainte vrem să lucrăm mai mult și îți promit, Doamne, mă duc unde mă vei trimite și la toți le voi spune de unde ne-ai scos și la toată lumea o să strig în gură mare că există Dumnezeu. Și după ce am găsit caietul, am zis, fraților, avem și o orgă care Dumnezeu m-a binecuvântat în Italia. Haideți să căutăm și că a venit frață să ne ajute, să recuperăm din dărâmături. Și ce credeți, la 1,5 metri am văzut orgă, toată ruptă. Întras-o în bolțari, clapele erau ridicate în sus, neagră,
Nu știu dacă mă credeți, dar am început să plâng ca un copil. Ca după un mort plângeam. Nu știu dacă mă credeți, eu dacă nu cânt o oră pe zi la org, eu sunt nimic. Era instrumentul cu care deci, slujeați pe Domnul. Deci soții, eu când fac un negativ, fac muzică acasă, chiar dacă alții zic că negativul nu-i de la Domnul, eu vreau să spun, o negativă, o muzică, când o fac, vine soția mea, vii la mâncare, eu zic, stai că mai am un pic de făcut. Vii la mâncare, stai că un pic, mă. Deci îl fac ca pentru Domnul, din toată inima îl fac. Și după ce am văzut această orgă, am început să plâng ca un copil și vine fratele proprietar și zice, frate Beni, nu mai plânge că statul să-ți plătească totul. A venit, a filmat, a pozat-o și la o lună și jumătate mă sună fratele proprietar și zice, frate Beni, ne pare foarte mult rău, dar statul nu-ți dă un leu. Uite, dacă ai posibilitate, du-o la Oradea să o repare, te vom ajuta cu ceva bani, dacă ai posibilitate. Am sunat eu la Oradea unde se repară acest tip de orgă și ei m-au întrebat care e problema cu orgă. Le-am spus, toată e ruptă, e un bolțar, e petre are nea, dărâmături. Și ei au zis, om bun, ne pare rău, dar e prea complicat, n-avem nici piesă, nu putem să reparăm așa ceva. Am început să plâng iară ca un copil, m-am gândit eu în mintea mea, am zis, dacă nu mai am orgă, să vreau să o desfac, să scot ceva piesă, să recuper, măcar ceva să vindem, măcar cât de cât să recuper ceva. Am pus-o pe masă și așa cum suntem noi românii, am luat un ciocan de la mai greu. Am luat un patent, am luat vreo 5-6 șurubenițe, diferite măsuri și le-am ridicat în sus să fac o rugăciune. Dar mintea mea era să desfac orga, să recuper vreo piesă, două. Între timp soția mea se uită la mine și zice, dar ce vrei să faci? Eu fără să-mi deau seama, zic, vreau să fac orga. Ea se uită la mine, dar cum să o faci? Eu zic, vreau să fac orga. Și am făcut o rugăciune, nu trebuie să stărui mult. Am zis, Doamne Iisuse, ajută-mă să fac orga. N-aveați încredere că poate să o repar? N-am gândit. Vă dați seama, în halul ăla, dar n-am gândit că o repară, că știam că știe în muzică, nu în... Deci nu-i meșter în electronică. Da. Și acolo erau... Vai, că cum ar fi pe masă tot. Deci era niște lucruri care nici nu m-am gândit în viața mea. Deci până la urmă, deci de dimineață cam până seara au durat, toată orga a fost desfăcută. S-a mai rupt în unele locuri și le-am pus pe masă, am zis, totuși sunt piese de recuperat. Dar niște piese erau foarte sensibile, am zis că dacă le șterg cu cârpa, poate are șansa să se rupă. Și mi-a venit în minte, am zis, uite, am un frate la vulcanizare acolo, le pun toate într-o geantă și la vulcanizare cu furtunul care umflă roțele, zic, sub cu presiune, aia, da, cu aia. Zic, fratele, o să mă ajute și mi le curăță. Le-am dus la fratele ăla, atât au suflat în piesele alea, s-a blocat și presoul ăla, l-a mai pus în priză, iar l-a încărcat. Deci până la urmă le-am curățat pe toate, le-am adus acasă, le-am pus pe masă și am zis, Doamne, mare ești, uite, am piesă de vânzare. Și îmi vine un gând în mintea mea, am zis, dar oare să încerc să pun o piesă la loc? Și ce credeți? Luam o piesă, o ridicam în sus și spuneam, Doamne, unde să pun piesa asta? Zic, o pun și ce-a fi, a fi. Mai luam altă piesă, Doamne, dar piesa asta unde să o pun? Zic, o pun și ce-a fi, a fi. Toate piesele, frate, nu a fost o piesă, dacă așa o ridicam în sus și îl întrebam pe Domnul unde să o pun. Era fire, cabluri, zic, Doamne, unde să pun cablul ăsta? Zic, îl pun aici, ce-a fi. Am pus toate piesele la loc, toate firele la loc. Am înșurubat toată orga, numai că mi-au mai rămas vreo 5-6 șuruburi, nu mai era loc, nu mai știam unde să le pun. Credeam că m-au uitat, dar nu era loc. După aia am găsit un loc peste mai mult timp. Și ce crezi? A venit momentul să pun orga în priză. Deja eram credincios, am zis că dacă un tir a intrat în casă și n-am murit, zic că dacă voi băga orga în priză, va exploda, Dumnezeu îmi salvează și de aici viața. Că cum le-am pus, zic, cine știe cum le-am pus de acolo. Soția mea stătea în bucătărie și zic să pun orga în priză. Ce credeți? Am băgat orga în priză și când am început să strig în gura mare că trăiește Dumnezeu, aleluia. Toate clapele, de la primul până la ultimul, toate mergeau. Toate butoanele mergeau și până în ziua de astăzi, astăzi avem peste 600 de biserici. Unde această orgă e portată, acum momental dacă ne duc frații, vine un frate cu daci, vine un frate cu daci mai rupte, gropile românești portate în portbagaj,
Odată eram în Oltenia, această orgă am pus-o într-un portbagaj, într-un microbus, a venit un frate din viteză, a deschis portbagajul, s-a învârtit de vreo 2-3 ori, a picat pe trotuar, am crezut că se rupe în două. Această orgă unde eram odată, am pus-o în fața bisericii, un frate, nu știu ce e acolo, a luat și a aruncat-o la vreo 2-3 metri, mi-am pus mâinile în cap, am zis că se rupe orga și această orgă care o vedem astăzi cântă. Și cu ea cântați și acum, da? Cu ea cântăm, dar minunea Domnului, deci Dumnezeu, cum v-a mărturisit soția, că Dumnezeu ne-a vorbit, vă voi da dublu. Ne-a dat Dumnezeu la o săptămână sau la două. La două săptămâni, deci Dumnezeu mi-a dat o orgă digitală de 2200 de euro. Uh-huh. În schimb. Și, normal, dacă Dumnezeu mi-a dat o orgă nouă, m-am gândit, asta am făcut-o, o vindem și mergem cu aia nouă. Am dat un ziar odată de două ori, de trei ori, unul a vrut să o cumpere, unul a vrut să o cumpere și zic soția mea, ceva se întâmplă cu orga asta. Uh-huh. Și i-am zis, ca prorocie, zic, uite, orga asta eu nu o vând la nimeni. Am o orgă nouă care o să fac muzică, orga asta o să meargă. Asta e binecuvântarea Domnului. Nu, am zis că asta va merge la mărturisire. Uh-huh. Și ce credeți? Când am pus cuvintele astea, numai telefoane. Fraților, veniți să cântați la noi în biserică, vin. Dar să nu uiți mărturia cu tine. Și cum ai făcut orga? Da. Și așa s-a început lucrarea noastră în România. Ar fi minunat să ne cântați acum o cântare cu orga. Sora Veronica, ce ar mai fi de istorisit? Uite, îmi stătea o întrebare pe limbă și aș vrea să vă pun acum. L-ați iertat vreodată pe tata? Știu că v-a făcut mult rău, ați mărturisit în primul episod. Și vreau să vă întreb, cum l-ați iertat, dacă l-ați iertat? A fost așa dintr-o dată sau a fost un proces? Deci am avut foarte mari lupte să-l iert pe tata meu, foarte mari lupte. Dar într-o zi m-am întâlnit, a venit la noi acasă vărul prin care am fost, veniți la Domnul, vărul verișorul meu, Vaniușa, și-o zis, Veronica, mătușa Ileana, mi-a vorbit Dumnezeu să vin la voi și nu știu pentru ce, dar Dumnezeu o să descopere. Hai să citim un cuvânt din Biblie și să plecăm genunchi. Și când am deschis Biblia, a fost deschis la Efeseni, capitolul 6, versetul 1, unui copii ascultați în Domnul de părinții voștri. Și zice, Veronica, acum înțeleg de ce m-o trămăs Dumnezeu. Dumnezeu m-o trămăs pentru că tu nu poți ierta pe tata tău, e drept? Zic, da. Zic, am o luptă foarte mare de 2 luni de zile, nu pot să iert, 2 luni jumate încă. N-am putut să iert pe tata meu, mă luptam, aveam o luptă.
Tata mai trăia? Cam după o lună după ce eu l-am iertat, el a murit. Și zice Veronica, uite, hai aplecăm genunchi și-l rugăm pe Domnul, că Domnul poate să te ajute. Și am zis, bine, Vaniușa, eu mă lupt, eu știu că asta e un păcat foarte mare, pentru că e tata meu, cu adevărat, prin el Dumnezeu mi-a dat viață, dar n-al pot, că mi-a distrus-o pe mama, vedeam cum cu ochii mei, cum mama mea moare de zi pe zi, încă nu eram întoarsă așa din toată inima, aveam 2 luni de Domnul, de pocăință. A, deci a fost momentul chiar după ce v-ați întors. Chiar după ce am dus o luptă, 2 luni jumătate o luptă, deci, dar o luptă foarte mare, că nu-i puteam să-mi iert părintele. Și zice verișorul, Veronica, Dumnezeu te va folosi și n-o să ai propășire. Hai că o să ai binecuvântare de la mama, dar de la tata tău tu n-ai propășire, pentru că tu alții legat. Și ne-am rugat, am venit pe genunchi, ne-am rugat și am zis, Doamne Iisus, eu nu pot să-L iert. Și știu, îs obligată, este o poruncă de-a ta ca să fiu fericită în căsnicia mea, pe pământul care tu mi l-ai dăruit. Doamne, dar ajută-mă tu. Și când m-am sculat de pe genunchi, m-am sculat, eliberată, apoi am mai venit într-o noapte încă pe genunchi și am zis, Doamne Iisuse, vreau să fiu eliberată de tot și vreau chiar să mă duc la el acasă. Vreau să cer mână de pace. După noaptea aceea am fost eliberată totală. Și mama zice, eu îi zic lui mama, mami, nu vrei să mergem până la tate? Dar mama zice, da, cu ce ocazie? Dar mama avea foarte mare dorință să se împace chiar cu el. Mama tare mult l-a iubit. Și după aia am zis, mama, uite, eu m-am hotărât să ne ducem la tata, hai să comandăm o mașină, pentru că acolo în sat, deci e un sat mai înfundat așa și merge autobusul o dată pe zi. Se duce în Chișinău și apcând să vină înapoi, deci înapoi nu mai ai cu ce veni. Și zic, comandăm o mașină și ne ducem. Între timp n-am găsit noi mașină, am mers la o piață să facem niște cumpărături și ne întâlnim cu o femeie. Zic, de unde dumneavoastră sunteți? Că eu așa intram în vorbă să le vestesc cuvântul Domnului. Zice, sunt din Micăuț. Zic, vai, dar eu acolo m-am născut. Zic, n-au știți pe tatăl meu. Zice, cine ești? Zic, uite, mama mea Elena. Zic, o trăit cu Fiodor, cu Fedea. Zice, vai, Lenuț, asta e fica ta, Veronica. Zice, cum să nu vă știu? Zice, dar Fedea ta a murit acum în curând, de o săptămână, 2 sau 3. Și așa a fost. Și așa a fost. Dar eu deja eram eliberată. Uh-huh. Dar nu mai am comandat mașina ca da. Să mergem. Deci n-ați mai apucat să-l vedeți. Și n-am mai apucat să ajung la el. Uh-huh. Dar v-ați simțit eliberată după ce l-ați iertat. Și m-am simțit eliberată, dar foarte greu. 2 luni jumate am dus lupta. Uh-huh. Da. Da. E mare lucru să gustăm libertatea. Foarte pentru mare. Că dacă nu suntem liberi, nu putem nici să ne rugăm, da. Nu putem nici să slujim pe Dumnezeu. Și nu putem fi cu adevărat bucuroși în inimă. Da, da. Dar Dumnezeu a pregătit calea prin bărul meu, pentru că eu n-am știut. Dar Dumnezeu i-a pregătit calea ca să-l aducă pe el acasă la noi, să mă lumineze Dumnezeu. Eu duceam lupta, dar eu nu știam ce să fac. Și m-am eliberat. Spuneți-ne în câteva cuvinte, că apoi ne apropiem și de finalul întâlnirii noastre, spuneți-ne ceva despre copii. Cum sunt copiii dumneavoastră? Deci, am plantat în ei foarte mult. Să vă spun, nopți în șir, mă rog, pentru ei. Cu soțul postim foarte des pentru ei. Din mici, de la 11 anișori, amândoi zbotezați cu Duhul Sfânt. Au o viziune de a cânta, de a recita. Încă sunt mai timizi, așa, încă nu vestesc cuvântul Domnului așa în școală, așa, la prieteni numai. Câți ani au acum? Acum are 1,17 și 1,16, uh-huh. O să împlinească în august. E vârsta la care, de regulă, adolescenții sunt mai dificili. Da. Ei cum sunt? Deci la noi nu. Deci ei iubesc pe Domnul Iisus pentru că au văzut la noi foarte multe minuni. Pentru că noi trăim pe genunchi. N-am avut nici drept de ședere la dumneavoastră în țară, nici tu acte, n-am avut nimica. La noi copiii îți dați la școală pe genunchi, abonamentul îl plătim pe genunchi. Pentru că noi numai lucrarea Domnului, până la noi vine pe genunchi, îmbrăcămintea, încălțămintea pe genunchi, la noi viața e pe genunchi. Și au fost momente când s-au întâmplat, când Dumnezeu ne-a pus la încercare, că n-am avut să plătesc abonamentul. O zi. Am ajuns la 1 mai, că n-am avut să plătesc abonamentul. Și micuțul meu, Romi, care acum să aibă 16 ani, vine la mine și zice, mami, eu nu vreau să mă fac de râs la șoferul de care ne duce cu microbusul. Eu vreau să intru în poșul rugăciunii ca Dumnezeu să ne dea ei banii. Pentru că o știut că noi nu avem banii aceștia, 2.100.000 să le dăm pe amândoi, pe 2 abonamente. Și eu zic, bine, Romi, intrăm în poșul rugăciunii ca Domnul să ne trămată banii. Și pe 1 mai n-am plătit la șofer pe abonament, dar ei au plecat la școală și le-au dat banii pe lunile trecute. Și am avut
pe 2 mai să plătim abonamentul. Și iau o experiență foarte mare cu Dumnezeu, personal. Pentru că, cum am povestit, în țara dumneavoastră am stat fără acte și anul trecut am mers să ne facem actele, pentru că noi am fost cu pașapoartele expirate. Copiii nu au avut nici pașapoarte, nici buletine, pentru că la noi buletinul se face la 16 ani. Și vă dați seama, unul are 17 și unul 16. Și trebuia să trecem în Republica Moldova. Și la vamă ne-a oprit. Deci asta e altă minune care o să vă... Deci sunt mai multe minuni. Noi avem atâtea minuni. Și la vamă, Dumnezeu Sfântul a vorbit. Și El a văzut minunea aceasta cu noi 2 ore, cu șoferul și cu noi, familia 4, am plâns 2 ore în continuu. Nu, deci la vamă ce ar fi... Ce s-a întâmplat la vamă? Deci nu, asta bine, e altă mărturie. E foarte lung de ajuns. Asta încă e o oră. Deci la vamă, deci s-o prezent, deci noi s-o prezentat Dumnezeu. S-o prezentat Dumnezeu. Acum nu știu. Cum? S-o ce? Deci noi, dacă o expirat tot, cu mama, deci s-o prezentat Dumnezeu acolo la cei mai mari vame și... Deci e mult de povestit așa, nu pot să spun în 2 cuvinte. Ce ziceți, iubiți ascultători? Să îi auzim și săptămâna viitoare? Haideți să ne gândim, să spuneți și lucrarea aceasta, că ar fi minunat să auzim. Dar înainte de asta, ar mai fi ceva de spus legat de copii? Deci da, și copiii așa au crescut. Deci mi-a educat în legea Domnului. I-am educat eu ca mamă, vă dați seama. Vorbesc foarte deschis cu ei. Când am venit în Peregu mic, îi învață la școală într-un oraș de 14.000 de locuitori în Pecica. Și fetele au început să se urce în brațe la cel mai mare, să zice, hai sărută-mă, hai... Și noi am învățat în alt stil, am zis, Daniela Roma, copiii, domnul, trebuie să fie retrași, trebuie să vorbească cu toți, să fie un exemplu, să vorbiți și cu fetele și cu băieții, dar când este vorba de păcat, trebuie să stați la distanță. Deci i-am informat din toate punctele de vedere, i-am pregătit. Și zic că căsnicia nu înseamnă că tu trebuie să-ți iei o prietenă de la 16-17 ani, să o cuprinzi, să o săruți. Zic, la noi nu sunt regulile acestea, Dumnezeu nu permite lucrul acesta. Și i-am mărturisit cum noi ne-am căsătorit cu tate. Zic, eu cu tăticul tău, la ora 1 noapte, a fost primul sărut. După nuntă, după ce au plecat toți acasă. Noi nu ne-am permis să ne ținem de mână. Noi ne-am purtat sfinți. Zic, căsnicia voastră să fie sfântă. Că dacă va fi sfântă, Dumnezeu va dărui dragostea voastră și veți crește din treaptă în treaptă, așa cum urcați niște scări. Așa cum la noi și la tăticul. Zic, ne iubim, așa o să vă iubiți și voi. Zic, căsnicia voastră să fie sfântă, dragii mei. Pentru că mulți prieteni au câte o prietenă și se duc la discotecă, se duc în... ajung la săruturi, ajung la îmbrățișări și ajung la lucruri care n-ar trebui să le fie. Și zic, noi suntem misionari, noi mergem în toată lumea și, Doamne feri, voi ne faceți o pagubă și ne râde toată lumea, dragul meu. Și apoi ne tăiați pâinea de la Dumnezeu, voi știți cum noi trăim. Deci eu am vorbit cu ei deschis. Nu cumva să ne faceți vreun păcat. Vreți să vă duceți undeva, informați-ne pe noi. Am nevoie de atâția bani, vrem să ne ducem acolo. Să știu de toată urmarea voastră. Apoi, ei dimineața când se scoală, apleacă genunchii, se roagă. Apoi se duc, se spală, își fac patul, mănâncă. Sâmbăta au post și rugăciune. Ei sâmbăta postesc. Deci sâmbăta ei concret postesc pentru lucrarea care noi o facem noi împreună. Da, să ne întoarcem acasă vii, pentru că am avut foarte multe accidente, pentru că dacă am stat, avem foarte multe mărturii. Și ei stau în post și rugăciune pentru noi. Când au vreo problemă, noi stăm toată familia în post pentru ei. Când avem noi o problemă mai dificilă sau nu avem, când pregătim copiii de școală, vă dați seama, Doamne Iisus, venim în post și rugăciune ca Domnul să ne dea pentru ei tot ce ne trebuie pentru școală, să nu rămânem de rușine. Deci ei cântă, recită. Când vin de la școală, deci mănâncă, se roagă, citesc Biblia câte 3 capitole în zi și un verset pe de rost învață. Au engleza și fac genoflexiuni, flotări, deci cu asta fac câte 1000. Deci acum le-am interzis că făceau exagerat de mult câte 1000, vă dați seama. Deci era ieșit din comun pe zi. Da. Aleargă, deci îs ocupați peste tot. Dumnezeu în cetatea în care ne-a așezat între văduve. Și pe mine mama mi-a învățat, pe primul plan să fie văduva și orfanul ajutat. Și eu copiii mei am educat așa, văduva și orfanul să fie ajutat. Și avem văduve care au trebuit săpat grădina. Și am trimis pe copii să sape grădina, chiar sâmbătă noi am pornit la dumneavoastră în Cluj să venim. Și eu am mers la o văduvă să sape grădina.
Și nu sunt împotrivitori când faceți lucrul acesta? Dar lor mult nu le trebuie să le spui. Nu, e repede și-au luat hăinuța și-au plecat. Dacă nu. E vorba să meargă să lucreze la cineva, noi discutăm, e deja în cameră să îmbrăcămintea e pregătită pentru lucru. Da, cu așa o lumină pe față aleargă și merg. Și fără bani, fără nimic. Deci ei nu fug de lucru, da. Deci lipa și foarte mult. Foarte mâncat. Mult. Și apoi la toate vecinile le-au spus, vreți să vedeți pe mami și pe tati? Uitați-vă pe YouTube, Beni și Veronica. Pe așa e evanghelizat. Așa e predică evanghelia. Așa le predică. Toată strada o pusă pe YouTube și se uita la Beni și Veronica. E așa evanghelizează, așa știu. Da. Și apoi la colegile de clasă, i-am învățat. Zice, mami, dar cum să intrăm cu ei în vorbă? Zic, uite, de exemplu, un prieten vorbește prostii. O vorbă urâtă. Tu te apropii, zici, nu-i frumos. Dacă ar fi Domnul Iisus aici, cum ai vorbi? Gândește cum ai vorbi când ar fi Domnul Iisus cu tine aici. Și așa ei intră în vorbă. Mm-hmm. Da, așa că pe înțelesul lor. Da, cred că sunteți fericită înaintea lui Dumnezeu pentru copiii și pentru modul în care cresc. Deci e o fericire deosebită. E o fericire foarte mare. Am avut și lovitori din partea lor pentru că au fost duși anul trecut la părinți și părinții soțului meu nu sunt pocăiți. Am stat cu microfoane pe sub pat. Ne-au dat la poliție. Părinții? Părinții soțului meu. Ne-au luat copiii. Da cum? Influența, deci... Deci ei la părinți nu le-ar plăcea să educăm în legea Domnului. Da. Ei sunt în Moldova, părinții. Da, deci ei sunt. Ei i-ar zice, lasă să mai îmbli cu o fată, lasă să prietenească, chiar dacă e din lume. Nu. Și ei pentru asta se supărați foarte tare pe noi, că noi nu le dăm voie. Interesant că lumea etichetează asta ca și îngustime și ceea ce vor ei să le ofere, de fapt, adevărată libertate și condiții de dezvoltare și de împlinire. Dar adevărul este că orice păcat aduce de fapt nenorocire în viața omului și ai crește pe copii în cuvântul Domnului, în învățătura Domnului, este cel mai bun, cea mai frumoasă moștenire care putem să le dăm. Da, asta este. Dragi prieteni, am ascultat pe soții Veronica și Beniamin Popovici, cu care ne vom întâlni și săptămâna viitoare pentru ultima parte a mărturiei lor.
Discuția de astăzi a pus în lumină în mod special ocrotirea lui Dumnezeu și purtarea lui de grijă manifestată față de această familie care s-a dedicat cu totul slujirii Domnului. Știu din Biblie și cu atât mai mult astăzi a fost întărit acest adevăr, că dacă tu și cu mine căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, toate celelalte lucruri ni le va da El pe deasupra. Cu alte cuvinte, pe lângă că ne va da voie să-i slujim și să vedem impactul Evangheliei, pe lângă acestea știu că Dumnezeu se va îngriji de protecția și de viața noastră de aici. Dacă vrei și tu o viață din abundență cu Dumnezeu, atunci spune-i în rugăciune: Doamne, am trăit până acum ca un spectator. M-am bucurat să aud că alții ți-au simțit prezența și ajutorul. De astăzi însă, vreau și eu să te slujesc mai mult. Ajută-mă să caut împărăția ta. Ajută-mă să am și eu râvna și curajul de a duce Evanghelia la cei ce nu te cunosc. Te rog, dă-mi putere să trăiesc pentru tine. Amin. Dragi prieteni, în finalul întâlnirii de astăzi vă mulțumesc pentru atenția acordată, sunt Radu Mureșan, îmi au rămas bun și vă aștept săptămâna viitoare în aceeași zi și oră. Domnul să vă binecuvânteze!